Pentru patru bărbați din comuna Gorgota, noaptea nu a fost un sfetnic bun. Au fost prinși în flagrant în timp ce sustrăgeau combustibil din rezervorul unui autocamion parcat pe marginea drumului. Până la venirea poliției, reușiseră deja să-l scoată aproximativ 50 de litri de combustibil. V-am spart un rezervor la un tir. Și ce s-a întâmplat? Cum ați fost surprinși? A ieșit tăpânul unei curți. Cei patru suspecți au fost surprinși în flagrant în momentul în care forțau bușonul de la rezervorul unui autocamion parcat pe o stradă din localitate. Până la momentul depistării, ei reușiseră să sustragă cantitatea de aproximativ 50 de litri de combustibil pe care o depozitaseră în autoturismul cu care veniseră la locul comiterii faptei. Doi dintre suspecți au reușit să fugă, ceilalți doi au fost prinși. Cercetările sunt continuate în vederea documentării întregii activități infracționale a acestora, ei fiind suspectați de comiterea mai multor infracțiuni similare, fapte comise în aceeași zonă.